Bună seara, doamnelor și domnilor, este ora 18, bun găsit la știrile TV Bistrița. Cu bugetul pentru 2011, România depășește partea cea mai grea a crizei. A fost declarația făcută ieri de premierul Emil Boc la Palatul Parlamentului. Conform declarațiilor primului ministru, cu acest buget România va fi ferită de pericolele pe care le-au de înfruntat alte țări. Legea bugetului a fost adoptată de Comisiile de Buget Finanțe. Proiectul a primit 25 de voturi pentru și 21 împotrivă. Peste 11.000 de amendamente au fost respinse în timpul celor 3 zile de dezbateri. Printre acestea, 2.400 erau pentru reabilitarea și construirea unor lăcașuri de cult. Bugetul anului 2011 este bugetul ieșirii României din recesiunea economică. Este bugetul trecerii României pe creștere economică. Acest buget pune capăt căderii economice din România în perioada crizei economice. Cu acest buget, pentru anul 2011, România depășește partea cea mai grea a crizei, trecând de la cădere economică pe creștere economică. Acest buget să fie aprobat pentru anul 2011, tocmai pentru a da siguranță României că va merge pe creștere economică și vom ieși din recesiune. Pentru prima dată avem în România un buget fundamentat pe creștere economică. 2011 este anul dezvoltării, ieșirii de recesiune și a trecerii pe creștere economică. Conform proiectului bugetar, veniturile prevăzute pentru 2011 sunt de 80,8 miliarde de lei, cu 15% mai mari față de 2010. De asemenea, cheltuielile vor reprezenta 108,49 miliarde de lei, în creștere cu 1,23% față de anul în curs. Bugetul Consiliului Județean a fost suplimentat ieri cu 1 milion de lei. Banii sunt destinați reabilitării unui drum județean care face legătura cu județul Suceava. Banii provin din fondul de rezervă al guvernului și reprezintă cotele defalcate din taxa pe valoare adăugată. Banii au fost alocați capitolului drumuri și poduri și vor fi folosiți pentru reabilitarea drumului județean 172D între Ilva Mică și granița cu județul Suceava. Proiectul a fost votat de toți consilierii. Nu putem vota împotrivă din motivul că societatea ale de lei al cărui management este blamat de dumneavoastră, dar concursul Consiliului Județean și o de multe primării este în situația în care este. Considerăm că această suplimentare de 10 miliarde, care, conform spuselor domnului Tini, această sumă ajunge la RDP, vom vota pentru acest proiect de hotărâre. Cu criza asta, nici Crăciunul nu mai e ce a fost. Comercianții de brazi din piețele bistrițene se plâng că vânzările le-au scăzut iarna aceasta, chiar și cu 90% față de anii precedenți. Cu toate acestea, mai există bistrițeni care fac eforturi să-și cumpere un brad, fără de care parcă nu e sărbătoare. Încă de la începutul lunii decembrie, în piețele bistrițene au apărut comercianții de brazi. Prețurile pornesc de la 30-40 de lei și pot ajunge la 250 de lei. Oamenii se plâng că vânzările le-au scăzut simțitor din cauza crizei. Să știți că am mers foarte prost anul ăsta. E criza foarte mare, a afectat foarte mult lumea cu criza asta financiară. Ați reușit? Cât s-ați vândut astăzi până la ora asta? Până la ora asta am dat vreo 300. Față de anul trecut de 3.000, slab am mers anul ăsta. Cum merg vânzările? Un pic mai slab ca în anii trecuți, că nu prea au oamenii bani, e criză, se simte criza. Dumneavoastră, la ce prețuri îi dați? De la 40 în sus avem. Depinde după braz cât e de mare. Și cât ați reușit să vindeți, de exemplu, astăzi, de când ați venit? Vreo șase bucăți astăzi. Ieri mai slab. Unii bistrițeni spun că prețurile sunt acceptabile, alții că sunt cam piperate. Relativ bune. Asta. Alții... Cât ați dat? 40 de lei. 40 de lei. Și de ce ați optat pentru un brad natural? Alții și au de plastic, mai nu? Nu. O dată pe an putem lua natural. Asta a fost 400, e destul de bine. Convenabil. Unde ați optat pentru un brad natural? Că mai nu lumea așa de plastic. Mie îmi plac mai mult. Se simt sărbătorile. Noi vrem să-l ducem la Biserica Sfânta Ana. Să-l ducem acolo pentru biserică. De-aia optăm. Pentru noi nu e loc că nu avem bani.
Brazii cumpărați direct din pepiniera direcției silvice pot fi găsiți pentru prețuri de sub 100 de lei. Este vorba despre molizia argintii, care se vând la ghiveci și costă 70 de lei. Numărul firmelor din Bistrița Năsăud este în continuă scădere. Conform statisticilor ONRC, numărul radierilor voluntare a crescut anul acesta cu peste 220% față de 2009. Așa se face că numărul comercianților a scăzut la nivel județean cu peste 1000. Dacă anul trecut până la data de 30 noiembrie în Bistrița Năsăud 702 firme au fost radiate voluntar de către administratori, anul acesta, în aceeași perioadă, numărul depășește 2300. Asta înseamnă o creștere de 228%. Conform statisticilor Oficiului Național pentru Registrul Comerțului, suspendările de activitate s-au înjumătățit însă anul acesta în Bistrița Năsăud. De la aproximativ 1980 de firme cu suspendări de activitate s-a ajuns la doar 904 anul acesta. La fel stau lucrurile și cu dizolvările voluntare, care s-au redus cu 93%. Asta în condițiile în care, la nivel județean, la sfârșitul lunii noiembrie, erau înregistrați 12.194 de comercianți activi, în scădere cu 7% față de 2009. Dintre aceștia, aproximativ 6.880 erau persoane juridice. Eroii Revoluției au fost comemorați astăzi la Brăteni. Este vorba despre manifestările prilejuite de Ziua Libertății României, care au marcat astăzi eroul bistrițean Ioan Sabău, decedat la Revoluția din 89. Ceremonialul religios și militar a avut loc în fața monumentului eroilor din localitatea Brăteni, comuna Sânt Mihaiu de Câmpie. La manifestare au participat oficialități din Bistrița Năsăud și Cluj. Printre cei care au depus coroane s-au numărat și membrii Asociației 22 decembrie 1989 Bistrița. Astăzi instituția prefectului își pleacă capul în fața acestui erou. Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu să întărească familia și Dumnezeu să ne lucrătească pe toate. În Bistrița Năsăud se află mormintele a doi martiri ai Revoluției din 89, Cristian Bucur, ucis la București, a cărui mormânt se află la Bistrița, și Ioan Sabău, împușcat la Cluj și înmormântat la Brăteni. Vreau să vă spun că în această perioadă, 16-22 decembrie, în fiecare an, ne comemorăm eroii care și-au jertfit viața în Revoluția din decembrie 1989. În fiecare an, în 21 decembrie, noi, Asociația 22 decembrie 89 Bistrița, împreună cu autoritățile statului, ne-am deplasat la mormântul acestui erou al județului Bistrița Năsăud, Sabău Ioan, pentru a-i comemora faptele de eroism care le-a avut în decembrie 89, când la Cruș, un glonț necruțător, i-a format viața. Este o victoria a Revoluției Române din decembrie 89, scump plătită. Dintre cei care au plătit această victorie a Revoluției se numără și eroul Sabău Ion. Seria de evenimente legate de comemorarea eroilor bistrițeni decedați la Revoluția din 89 va continua și mâine în Bistrița. Sfârșitul de an a fost sărbătorit cu mare fast la Școala Generală numărul 5 din Bistrița. Pe scenă amenajată în aer liber au urcat pe rând elevii școlii, care i-au spus moșului poezii, au cântat colinzi și au dansat. Acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, înainte de a pleca în vacanță, elevii școlii noastre voiesc să dăruiască cadrelor didactice care ne învață și părinților care ne cresc un spectacol care să ne amintească tuturor de tradițiile Crăciunului și Anului Nou. Cerul și pământul, cerul și pământul, cântă că sună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni, cântă împreună. Hristos!
Evenimentul a fost organizat de către și la propunerea Asociației de Părinți a Școlii. Anul acesta, aceștia au dorit să facă un spectacol în aer liber. Am marșat, conducerea școlii, cadrele didactice au marșat la această propunere, având în vedere că elevii din mediul urban cunosc tradițiile poporului român mai mult de la televizor. Este vorba de a se implica direct în aceste tradiții. Unii au desenat o tematică specifică sărbătorilor de iarnă, alții, după cum se vede, au exersat colinzi. În sfârșit, sunt și dansuri, majorete, breakdance. Prin asta, ei vreau să dăruiască cadrelor didactice și părinților un dar, da? Să facă un dar, exersează tot ceea ce este specific sărbătorilor de iarnă, bunătatea, disponibilitatea de a dărui. Peste 100 de elevi au participat la sărbarea în aer liber. Unul dintre momentele mai deosebite a fost spectacolul de breakdance. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de dans, de această dată al micuțelor majorete. Săptămâna trecută, oamenii legii au confiscat aproape 6 milioane de țigări. Mai multe detalii și alte informații aflați din grupajul știrilor pe scurt. Ziua Libertății României va fi marcată mâine la Bistrița. Astăzi au avut loc depuneri de coroane în Brăteni. Mâine ceremonialul militar-religios va avea loc la Troița ridicată în memoria eroilor Revoluției Române din piața Petru Rareș. Manifestările vor începe la ora 9, iar de la 9:30 va avea loc o adunare comemorativă în sala de ședințe a instituției prefectului. Pe final de an, capturile de țigări sunt în creștere. Săptămâna trecută, oamenii legii au confiscat aproape 6 milioane de țigări la nivel național. Dintre acestea, 60% au fost găsite în urma perchezițiilor domiciliare, iar restul în piețe, târguri și magazinele duty-free. Polițiștii au aplicat prin urmare aproximativ 500 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 440.000 de lei și au fost deschise 41 de dosare penale. Până în prezent, anul acesta, țigările confiscate de angajații structurilor MEAI sunt cu 40% mai multe față de anul trecut și depășesc ca număr 361 de milioane. Consilierii locali se întrunesc mâine în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local pentru anul în curs. Pe ordinea de zi sunt proiecte de hotărâre importante. Astfel, mâine aleșii Bistriței vor trebui să-și dea acordul pentru interzicerea comercializării etnobotanicelor în Bistrița, dar și aprobarea puzului final pentru complexul sportiv polivalent Wonderland. De asemenea, a fost reintrodus pe ordinea de zi proiectul privind modernizarea și consolidarea sălii de ședințe a primăriei Bistrița, dar și aprobarea documentației pentru reabilitarea Școlii Generale Lucian Blaga. În total, pe ordinea de zi vor fi 19 proiecte de hotărâre. Ședința va începe la ora 16. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. În continuare urmăriți informațiile din sport și meteo, iar de la ora 19, colega mea Geta Sângeorzean vă așteaptă la emisiunea Slujba Cetățeanului. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!